Vrei jocuri șmechere și ieftine? Intră acum pe G2A, link în descriere. Hai, salut, dragi prieteni, și bine la un nou episod pe acest canal. Suntem aici împreună cu Sălbaticul și cu Lectoriciul. Salut. Și astăzi o să facem un episod ca pe vremuri, iar pentru asta vreau să dați și voi like-uri ca pe vremuri. Adică să suntem noi 7000 de like-uri la acest episod. Dacă mai doriți ocazional episoade de Forza, băi, avem aici, Gabi a luat ultima mașină din joc, care doar ce a apărut un... un Koenigsegg Jesko, sau cum se cheamă, Sălbaticul, da, mai aici. Sigur, da. E bine? Da, amice, da. E bine. Mașina este foarte rară, dar n-are importanță, pentru că o să facem cursă cu mașini de la Super Spin. Le tunăm, aia este. Da. Cel mai bun să câștige și cel mai norocos, așa că vreau să dați și voi băieții la Super Spin. Și să nu spuneți ce mașini aveți. O să dau șoc. Mă vrea să dăm la Super Spin, nu. Hai să vedem. Like-uri multe, mai băieții, vedeți? Pentru că o să primim mașini. Oh, fuck. Bă, amice, vezi că nu dai tu treci pe wheel spin-uri. Nu, dar dui unul. Amice, de pe care rând să iau mașina? Spune tu. Nu știu. Stânga, mijloc sau dreapta? Mijloc. Hai cu eu pe aia. Queen to Road Racing Series Event. Okay. Ce sunt la Road Racing Series Event, băieții? Jaguar F-Space S. Hai că le tunez, băieții. Road Racing. Amice, nu spune. Ce? Poți să mai dau o dată? Bă, amice, dacă e chiar așa de rău, îi schimbi motorul și tracțiunea. Mamă, de când așteptam să-mi dau roțile la Bercic în episod. Vezi? Da, chiar mi-a zis electricul. Hai, bă, gasule, fă și tu un episod să dau și eu roțile alea. Bine, mă, hai. Da. Hai că am luat mașina asta, bă, nu era, dar să sperăm că se punează. Băieții, vreți să-i modificăm tot? Ia ziceți. Cum adică să-i modificăm tot? Păi nici eu n-am o mașină prea strălucită. 1970. Ce scor ai la mașină? 200. Uleu. 70. Nu, 200. Și 200. Tu, grasule, ce scor ai la mașină? E Dacia, ești nebun asta, dă-o mama ei. Eu am 700 aproape. Păi eu nu l-ai mașina. Ah. Hai, amice, hai să schimbăm și motorul. Bă, strici episodul. Da, bă, ce ne simțiți. Hai, mă. Hai, amice. Hai să schimbăm și motorul măcar. Păi, și, bă, ești prost? Bă, dar iar ai tracțiune spate și te duce să concurezi cu ea. Fii atent, zim tu mie cu câte duce scorul, să fim în apropiere, na. Cu cât mă duce scorul dacă ai schimb motorul? Da. Păi nu, în blană și cu tuning-ul. A, bine, amice, stai un pic. Ia să-mi zici. Că dacă nu, fii atent, nu-ți dau eu cu ceva pe la gură. Deci blană-i o fac. Asta e bună și asta. Eu am mașină grea de tot, băi. Știi cât de grea e? Da, cât de grea e grasul de ea? Foarte grea. Da, din ce an e? 2017. Iartă-ne pe noi. Păi da, bă, dar nu e mașină de viteză. Asta e mașină de familie, nu e de viteză. Bă, tu ești nebun la cap, eu am mașină din 70. Dacia. Ălea au fost mașini, nu te mai plânge. Bă, e Dacia, amice. Ce ai prefera acum în realitate? O mașină din asta ca a mea sau una de aia clasică? Ce tu n-am? Una ca a ta, pui mei, nu răspunde, taci. Ce tu n-am? Păi momentan... Păi tu ce scor ai la cotoarba aia de oraș? 400. După ia și două. Bă, eu am scor, fiți atenți. Cu totul, fratele vostru are scor de 875. Dar fără motor și fără transmisie, atenție. Nu am nici că trebuie să-i schimb motorul neapărat. Trebuie, este și eu mă gândi. Da. Vrei să-l schimb? Nu. Da, vrem. Am 913 cu totul absolut în blană. Sălbaticule, lasă-l, te rog frumos, să mai câștigi și el un episod. Păi da, nu, că în ultimul timp cred că lumea începe să creadă că noi suntem proști, că și-a numai mașini din ăștia, tank, pe lângă noi. Mă, dar stai puțin, o luai eu? Roata o dădu. Păi lasă-mă că și mie mi-o. Aoleu. Bă, hai că e frumoasă, am făcut-o, băieți, ziceți voi că n-am făcut-o frumoasă. Are, domne, și Jaguarul farmecul lui? Ia uite, zici tu, are Jaguar și el vrea să-i schimbă. Bă, dacă ai mașină sub 2000, îi schimbi motorul, așa a fost regula. Dacă ai mașină sub peste 2000, nu îi schimbi motorul. Dacă vrei să faci ca pe vremuri. Bine, amice, ca pe vremuri. Păi oricum nu-i schimbai motorul și nici tracțiunea nu-i schimbam, că e 4x4. Păi ce e asta, frate, clickbait? Nu e, frate, clickbait, că n-am nici pe ce. Poate mă ajut tu mai încolo să fac și un clickbait. El atacai. No, amice, că tu ești maestru, ești nebun. Haideți, mă. Bă, dai, diesel asta. Bă, în ultima săptămână numai clipuri de ăștia normale are. Hai, amice. Bă, dar arată bine, bă. Cât e frumos și că e. Dă în urus. Am un Ford Escort, dar ce goală asta.
Băieții, vedeți că pe 7 aprilie are de gând să pună titlul Am murit. Și după... Nu era, bă, pe 1 aprilie acolo, ziua păcălelii. Acolo, mic invizibil de râs. Hai, ieșiți afară. Băieți, n-aveți ce să faceți cu sălbaticul când e ciudă pe talentele tale, asta e moare de ciudă. Că eu am Jaguar și el n-are. Bă, dar de ce m-am de găsit două barn finder-uri? Nu știu, amice. Hai, ieșiți afară să văd și eu mașinile. Am ieșit. Și tu ai dat ce, mă? Bă! Ce? E mea? Nu știu unde ești. Nu e ca ta, nu. Nu e ca mea. Bă, dar ajungi, mă, că are Ford Escort. Ford Escort nu s-a făcut. La farurile mele, uite. Eu am un Datsun, ata cum e. Un ce, mă? Am mai Ford. Și vine handicapatul ăsta. Vine handicapatul ăsta. Mamă, ce rable aveți, băi! Ce rable avem, ia la ăla de culeste. Ia, hai mă să facem repede o liniuță. Hai la liniuță, hai. Hai mă, hai la liniuță dacă ești mecher. Auzi, amice, dar să se noteze că v-am lăsat să vă schimbați tot. Și tracțiune și tot. Tu nu schimbați tot, mă? Nu, eu nu schimbai tracțiunea și motorul. Păi tracțiunea cu i4-4. Și motorul nu-l schimbai. Păi era chiar culmea la mașină. Ai tracțiunea mai 4x4, este? Păi dacă așa e mașina. Dar dacă nu avea fac pariu pe ce vrei tu să schimbi? Amice, dar ce greutate aveți voi pe mașinile și ce greutate am eu? O, bă, să vezi tu în curbe ce greutate avem noi pe javrele ăștia. Eu am carburator, frate. Hai, băieți. Bă, de frumos de tot Jaguarul ăsta. Cât o costă în realitate? Să ziceți mie, bine, nu ăsta, ăla diesel, că eu n-am bani de benzină. Bă, ai plecat. Unde pleca, mă? Ia uite, mă! Papă, eu-s prostul vostru, stai, mă, că mă duc să-mi schimb motorul. Ma, hai să vedem, băi, dar e bani, asta e grea mașina, e balenă, n-am ce să fac. Bă, nu mai încerca să le bagi în cap, că e mașina ta mai proastă ca ale noastre și de-aia pierzi. Păi e grea, bă, ce vrei să-i fac? Ia să vezi. Hai să-l facem cu lăstunele, sălbaticul. Ce lăstune? Păi le-ați mașini, bă, că le dai jos banchetele autonome. Bă, ia uite ce scor avem, sălbaticule. Ce mă guci, bă, amice? Ai cea mai proastă mașină? Fii atent și tu că m-au mințit. Ia, ce scor au, că mie nu-mi apăr. A, nu, bă, ce ai? Nu schimba motorul, ești nesimțit? Ce, bă, nu e? Ei sunt băieți ca lumea, mă, dar nu. Bine că îl schimbași, grasul. Da, amice, bine că... Unde? Că e tot la fel scorul aproape. Cred că te băteam dacă nu, amice. E maxim cu 5 mai bine. Ce ai, bă, n-ai nicio șansă. Dacă am mașină cu volan pe dreapta. Uitați-vă și voi. Hai, prietenul meu, legumă. N-ai voi ce. Se dă rușine. Hai să-l așteptăm un pic aici, să-ți facem praf. Ia, hai. A, nu că s-a oprit de tot. Unde m-a oprit de tot? Ce mă găsi, amicei? Frâna e la 120. Aude și tu. Hienele ce mașini au și zic că... Și că hienele avem trabanturi. Da, mă, deci chiar sunt trabanturi, ești nebun? Păi și ce cont? Păi ce, mă, păi ăla-i traban la bază? Ce? Tu ai motor de traban pe el cumva? Ce motor ai pe el? Am motor de traban mai nou. Nu, ai V12, îți spun eu ce ai pe el. O, bă, că trabantul tot trabant, e amice. Da, mă, că da, așa e, sigur că da. 500, rămâneai cu volanul în mână. Ăla e un trabant cu 1000 de cai. Corect, dar tot trabant la bază. Bă, n-am văzut, bă, dacă aveam eu o mașină aia modificată, ce? Că doar caroseria mai e de ea. Așa făceau. Da, amice, și de tine, doar caroseria de orășan mai e de tine, bă. Ce să mai așteptăm, mă? Nu am ce, uite și tu, mâncăță și câte... Dă-i! Ține-l! De aici, cu ascuțitoarea aia. Ține-l, dă-i-l! Hai, după. Aute, bă, la ei. De nesimțiți. Sunt niște... Ne simți și... Da, care mașina grea. Nu, mai hai să trecem de el, mai bine îl ținem din față pe loc. Ia uite la el, sărat! Este! Aia este, te bucurasi. N-ai văzut, mă, după ce că iau mașini mai bune să mă și troleze. Stați că vă arăt eu, firar mama voastră, adreacu. Decuți în țarul el. Stați că vă arăt eu vouă. Nu mai trece legumă, gata. Hai că ne oprim dacă e undeva în curbă. A dat în pumea, la? Mă... Sălbaticule, mă bat pe tine. Sigur, frate, stai liniștit. Hai că au comis-o, mă! Nu e, mă, dar e greu, e rău. Da. Ce, nu e așa? Du-te, amice. Nu mai, gata, nu-l mai așteptăm. Da, mă, nu. Nu mai așteptă, dacă după aia se urcă la cap. Oricum sunt mai bun decât voi. Că... A, da. Dacă era șmecher, nu stătea să mă trola să mă loviți. A, deci după ce că s-a sunat pe lângă tine și nu ne răspăram... Te așteptam 10 secunde să dăm în tine.
Unde 10 secunde? Exagerați puțin, nu jumătate de oră. Ma, cel puțin. Da, mă, că este 10 secunde și cel puțin, cel puțin. Exagerai pentru amuzamentul oamenilor care ne privesc. Ca atunci. Cel puțin 50 de metri. Păi da, bă, dar știi care e chestia? Tocmai de asta a fost amuzant, amice, pentru că... Păi nu, a fost amuzant că exagera mai rău decât de obicei. O distanță. Chiar a luat-o de departe. Da, dar nu, dar nici de la un metru. Mi s-a părut 50 de metri, sigur. Ia fă curba. Ia fă curba! Este! Bă, ce nesimțit, bă! M-a lovit! Acum trebuie să mă așteptați, băi! Păi știi de ce am făcut asta, maticule? Că mi-e și imaginez pe web cum rămase blocat așa cu volanul într-o parte. Și no, după secundă... Da, 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 că știi că așa face. E grea rău, e grea rău, n-am ce să-i fac. Deci din asta la ce minute și zic că vreau să-mi arăt pe filmare după. 4, minutul 4. E, acolo, vreau să-mi arăt pe filmare după. No, nu rămase blocat, da. E, nu, taci sigură că te vor zic cum o lași în stânga. Păi nu, bă, dar îi țineam contra și după aceea se duce. Dacă da seama ce contra îi ținu și... A avut și fața aia lui cu gura așa, o țără între noi schisă. Da, fix asta. Fii atent, stai așa un pic. Ce m-au studiat hienele, mă, că-ți dai seama cât de mult... Și ranchiuna ăștia. Păi nu, dar m-au seama când iei brain damage. Da, 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 când e atunci și brain damage. Nu mă așteptați, bă, și pe mine. Ba da, da, da. Handicapaților. Te așteaptă înainte de finalul cursei, amice. Da? N-ai tupeu. Vezi, bă, așa faceți. Bine, amici, stai că vine și episodul tău, stai puțin. Hai să da. Stai puțin, că vezi tu ce n-ai văzut. Să câștigi, bă. Fac și o glume de rea bune. Ce bă, ce, că te lovi. Ce bă, ce. Stai, știi că să mă ajungi să mă lovești, bă. Da, ca să nu lovești, trebuie să știi să conduci, bă. Păi nu, păi stai puțin, că în episodul lui ea o să încerc să fiu foarte tryharder. Da. Da, că tu nu schimbași motorul la mașina aia din 2007. Păi și degeaba, păi după aceea ce se numește? Bă, da, nu-l schimba, bă, că ce? Eu că zic că ce-s curajul să rășești în 700 și ceva, știi? Măcare, mă, că ziseai cam 913 pe filmare, ești de auzi. Bă, da. Ia uite-și tu, Lea. Ce să-i cer, mă? Uite, mă, fistar, prăpastia aia de mașină. Bă, Andrew, nu mai aștepta, mă. Lăstunul. Dar după zice că îl ba, ăsta, că ne bate, că e bun. Nu, nu, dar știi care fac asta, după aia tot el zice că apă, adică am să că mă... Ia uite, mă! Nu mai loc curba. Am fugit de curba. I-a rămas blocat! Nu rămăsai, mă, blocat, dar da, am fugit, nu mă așteptai. Păi tocmai că era acolo... Păi nu, dar nu, dar nu-mi dădui seama când fugi. Nu, în loc curba prin surprindere. Era acolo. Ia uite, mă, ce râde el piticul ăla. Bă, să-l bat că am 833. Și eu la fel, tot 303 am. Da, și eu am 280. Păi hai că tu e mai mult. Bă, că, păi, da, eu nu-i dădui până acum 300, bă. Da? Nici eu, păi, a, uite, bă, luai și acum 300 în treapta 7-a, dar la final. Bravo. Bă, vezi ce mașină ca lumea ai? Da, mă, da. Păi 7 trepte, apă, ce try harder, bă, n-am văzut, bă, băieți. În loc să fi zis să facem și noi niște curse mai echilibrate. No, nici nu aleasă roata. Ce e dezechilibrat? Bravo, oricum ne aleasă roata. Dar ce se pare dezechilibrat? Că au făcut și full până la urmă. Păi da. Ai 4, ai motorul schimbat. Păi dar mă oftică că ce-i schimbă motorul? Ce-i schimb tu motorul? 180 cu motorul schimbat și 880 fără motorul schimbat. Că nu se schimbă nimic că schimbași motorul. Dar lasă mai bine așa, că acum nu mai ai ce să comentez, că așa ziceai că n-am văzut motorul. Acum bine, păi oricum, ce pot să fac mai mult? Îl mai aștept un pic. Nu îl mai aștepta, mă. Uite și tu, n-ai ce să faci, e prea grea. Să-l mai trolez un pic. De pe ce buton apăsam să mă uit în spate? Nu păi mai trebuia să ți-l setezi, prostule. Da, l-am setat noi atunci. Eu l-am setat, dar dacă tu abar n-ai cu tehnologia, ce să știi tu? Păi acum dacă văzut că de condus nu poate să te facă, măcar să te bajocorească. Hai mă, dă-i mine, dă-i, hai, dă-i. Dă-te mă mine, dă-i mine. Da, lasă, hai, dă-i mine. Hai, prinde-mă, hai. Păi ce să prind, bă, ia uite, ești tu, talpă. Bă, amice, că tot venea vorba de ăsta, de chestii pe care le facem și gen le știm deja că se întâmplă. Ai văzut cum face legumă când spune ceva ce are...
Are el acea impresia că spusă ceva ce wow, știi? Nu, cum, cum adică, la ce te referi? Că a zis ceva prea șmecher, că fai de mine ce... Da, are stilul ăla lui și parcă-l văd cum dă și din cap așa. Mai dă și din cap, are el și râde la așa cu dinții... Bine, acum, înainte că nu căsca gura, știi că avea dinții urâți, dar acum... Nu știu dacă o cască sau nu, dar din cap tot dai, văd să... Așa face. Bă, dar știi care e chestia amuzantă? Că gen, nu da așa din cap mult, știi, da așa un pic. Da așa scurt, așa pe loc. Ca la alea de tine, ca la păpușelele alea, le dau din cap. Exact. Și râde el frumos, așa. Așa. Ce-a văzut din cap astea? Tu n-ai observat că așa faci? Nu știu la ce te referi. Bă, da. De exemplu, să zicem că ești tu acolo și zice Bercea ceva și tu-i pai, o întorci de ceva de nemaipomenit. Da. Cel puțin așa ți se pare ție. Și faci așa un pic din cap cu așa. Dai așa din cap, pe de parcă ai avea Parkinson. Salvatore, că mă întrec cu amicul meu. Pe drepte? Îți dai seama că nu. Păi e vina mea că intră prin pomi. A, da, o, da, da, că te așteptai iarăși 10 secunde. Păi m-a așteptat și după aceea luași pomul în brațe. Păi l-ai pomul în brațe că dădeam în tine. Unde dădeai mine? Iau, bă, auzi, bă, la el, vezi, bă, de ce nu trebuie să-l aștepți pe ăsta? Vroiai să dai mine, dar nu dăduși. E o diferență. Păi dai mine, păi dădui și din cauza asta mă dezechilibrai, că mașina ta e mai grea. Bă, da, nu mai spune, credeam că e mai ușoară, mă. Deci nici nu mă mai chinui, mă, crezi? Păi ce să te chinui, bă, când asta îmi ia... Mă duc să-l iau că nu merită. Are 8 trepte, bă. Păi mă mai e, bă, prostule. Hai să vedem. Hai să vedem. Așa, și că tot vorbim de lucruri din ăștia, de particularități. Bă, nu știu dacă ați văzut când sălbaticul consideră el că e neîndreptățit sau că are dreptate. Bă, îți spune punctul lui de vedere, bă, cu o pasiune așa, și în glas îl simți. Bă, de parcă își dă sufletul, mă. Păi da, așa e, bă. Așa e. Amice, un om ca lumea trebuie să-și susțină punctele de vedere. Da, și dacă cumva îl contrazici, te înjură. Da, ce ești nesimțit? Ba așa faci, așa faci. Stai, amice! Călcai pe tomberon, călcai pe... Da, calc-o și pe asta, grazdar. O calc, mă. Vrei să calc pe ea, mă? Eram sigur, sălbaticule, îl văzui. Hai să-i dai DNF, că îi dai DNF. Du-te că îi dai DNF. Îi dau. Dacă te deprost, îi dai DNF. Păi ce vrei, mă, cu mașina aia, cum să nu dea DNF? Din oraș, da. Era sigur. Bă, dar de parcă ele ar fi întrecut, știi, cu mașina asta. Așa o spune. Stai liniștit că oricare își lua DNF cu mașina asta dintre voi, oricare. Da, mai ales tu. Nu, mai ales toți. Ba, minge, nu știu cum se întâmplă, dar fusești tu ăla. Acum, da, ce vrei? Păi ce vrei, bă, dacă roata o dădu? Ceartă-te cu ea. Scălcați. Nu, mă cer cu voi că sunteți tryharderi. Acum termin, o, că nici eu nu mai încercai, ca să zic așa. Da, nu, că dacă nu, termina de mult. De mult termina, dar nu vreau el, nu vreau el. Nu vreau el, nu vreau el. Mai are vreo două chiar. Ia, mă, pe la cât ești, Andrew? Bă, eu mai am, să știi că trebuie cam la limită. Păi dacă e șofer de mâna a doua și de... Și el pe spatele tău. Aha, cu mult. Și unde cu mult, prostule? Că eu acum ai un curba pe care tu tocmai o luași. Băi, lasă-mă. Ia să vedem. Dacă ți-ai DNF sau nu ți-ai. Eu acum trenai. Bă, dacă mai aveam, cred că 2 secunde, ia stai. Dacă mai aveam 2 secunde, da, fix 2 îmi trebuiau. Eram la finish. Asta e. DNF! N-ai, bă, ce focuri să urâtă de tot. Uite și tu, diferență de scurs și mai și vorbesc. N-ai, ce băieți, asta e try harder, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, iar noi sigur ne vedem data viitoare. Muie obreți.